Ok, suntem gata? Dragi prieteni, ne aflăm aici pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional și astăzi îl avem ca erou al clipului nostru pe Porto, un cățeluș în vârstă de 2 luni de zile. Uite-te, Click vine doar când el oferă un comportament. Despre asta e vorba. Trebuie să-l învățăm pe pui să ofere comportamente pentru a câștiga recompensă. Nimic nu este pe gratis. Asta o învață și copiii de când sunt mici. Condiționări la tot pasul. Și asta trebuie să învețe și câinii. Vedeți, fac niște mișcări discrete pe care ușor, ușor le simplific ca să îl ajut să înțeleagă mai repede unde se câștigă, da? Vom trece la faza cu castronul, vorbeam de castron. Vom trece la faza cu castronul și vă voi da o mică sugestie de cum să dați puiilor mâncarea și cum să o dați chiar și câinilor adulți. Bun, vom scoate, așa cum ați văzut că am făcut și în clipul cu Oscar, vom scoate din peisaj decorul și vom aduce castronul. Stai că bea un pic de apă. E, acum poate să bea apă, da? După ce a mâncat mâncare. Deja și-a mâncat jumătate din porție. Ok? Dar a mâncat-o făcând ceva, Robert. Da? Făcând ceva aici. E, acum o să arătăm oamenilor cum în loc să câștige mâncarea pur și simplu pusă așa, eu punem la nas și el o mănâncă, vedeți cum se activează, el e condiționat la sunetul castronului și la mâncarea asta. Vom face următorul lucru. Cum să fac eu? Acum e. Păi cam așa. Vom face următoarea schemă. Aceasta este cantitatea, vă trebuie un al doilea castron în care să puneți mâncarea și acesta este castronul din care mănâncă. Pentru a putea să repetați de mai multe ori exercițiile și a-l învăța că el nu câștigă niciodată degeaba castronul cu mâncare, veți împărți toată cantitatea asta în mai multe bucăți. Și atunci, voi lua o mână de boabe, da? Nu întâmplător pun astea sus să nu le acceseze. Pun în castron și arăt că până nu stă calm, el nu va primi, da? La un dat se agită, toate opțiunile lui devin inutile până la cea în care se pune în fund, încercând să reevalueze situația. Da? Și atunci eu voi folosi click, da, ca să marchez comportamentul care îmi convine și pun mâncarea jos. E, bucățelele acelea pe care le are de mâncat în castron acolo vor fi câștigate prin faptul că el s-a calmat și rămâne atent. După ce a terminat, iau castronul și mai fac o dată cu o următoare mână de mâncare, da? Dacă el vine către castronul pe care vreau să-l pun jos, nu o să-i dau nimic și-l aștept să se calmeze, da? Dau click și dau. Deci este prima fază în care învață să aibă autocontrol pentru a câștiga mâncarea chiar și din castron. Castronul este o armă extrem de importantă pe care o aveți la dispoziție în condiționarea și educația câinelui, pentru că pentru asemenea puiuți, pentru asemenea căței gurmanzi
Castronul înseamnă foarte mult cu mâncarea și îl voi învăța să stea calm. De la această fază încep să dezvolt. Îi arăt că nu va primi castronul dacă nu stă calm. Și atunci ce fac? Îi ridic castronul de câte ori vrea să vină spre el. Îi spun stai și nu-i dau, da? Mai fac o dată. Se așează în fund, îi spun stai și nu-i dau când pleacă. Stai și nu-i dau. Deci forma de corectură pentru a-l învăța să aibă autocontrol este pur și simplu să-i retrag recompensa. Stai și nu-i dau. El nu va mai crede puțin câte puțin în faptul că eu cobor castronul, stai și acum poate să-l acceseze. De data asta ai văzut din 2-3 mișcări, el până la urmă a stat, deși a văzut că duc castronul la sol și eu am punctat exact treaba asta. Pentru început trebuie să punctați imediat o mică reacție de așteptare, după care puteți să deveniți pretențioși și să-i cereți să stea mai mult. Observați, a și terminat mâncarea. Dacă i-aș fi pus toată cantitatea, n-aș fi putut să repete cât o dată. Dar a repeta o singură dată nu ajunge pentru a-l face să înțeleagă că că este un tipar acolo pe care el îl poate urmări și asta îi aduce câștig. Și atunci de aceea pot împărți cantitatea asta în mai multe bucăți și am ocazia să-l învăț odată cu castronul. Îi spun stai. Cuvântul stai în situația asta este un reper că dacă pleacă spre recompensă, spre castron, nu va primi. Mai fac o dată. Stai. 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 Acum a stat, poate să se ducă. Deci învață să muncească, să câștige. Învață să aibă autocontrol, să se concentreze cu calm, deși este foarte mic, să se concentreze cu calm chiar în preajma celui mai important stimul, care este mâncarea, pentru a putea să o câștige. Ce facem prin asta? Ne creăm ascendent în relația cu el și devenim modelele lui în viață, pentru că știm să comunicăm, știm să-l conducem și știm să-l condiționăm așa cum cei mari, adulții, dintr-o haită ar face cu pui. De aceea adulții sunt admirați, sunt urmați, sunt ascultați, pentru că știu cum să relaționeze cu puii și să educe de la vârsta asta. Spun stai, nu-i dau nimic, îi spun stai, stai și nu-i dau nimic. Este foarte ușor să repeți asta, da? Stai și îl ridic. Încep să devin mai pretențios. Stai și ridic. Deci plecarea lui face ca acest castron să facă aripi și să zboare. Da? Stai. Stai. Și acum poate să se ducă să ia. Vedeți, acest covor are o anumită textură. El mai face o asociere. Bă, dacă rămân pe spațiul ăsta cu această textură și nu-l depășesc, sunt pe drumul cel bun către a câștiga mâncarea. Tocmai de aceea cumva mă învârt în jurul covorului să-i induc asta aici. Da? Are un reper în plus de asta ca să aibă șansa mai mare să câștige. Când a depășit marginea acestei texturi, își dă seama că este în eroare, că nu vine nici clic și castronul se ridică. Bun. Mai avem. Deci vedeți în câte bucăți pot împărți cantitatea asta în momentul în care lucrez cu el. Deci trebuie condiționarea la sunetul boabelor în castron să fie de o anumită natură. Dacă el este agitat, este absolut incontrolabil când aude sunetul, prin tipul acesta de exercițiu eu schimb condiționările. Îi spun încă o dată.
Deci, stai. Și acum îi sunetul și poate să ia mâncarea. Îi dau certitudine, chiar îl încurajez să vină la castron să mănânce dacă a făcut exact ceea ce mi-am dorit, și anume să stea cu minte. Bun. Mai are un pic. Mai sunt două mâini, deci două porții, și apoi și-a luat și masa. Piticul poate să se ducă la nevoi. Deci, sunetul, în loc să înceapă să se agite atunci când aude sunetul, se calmează. Și spun așa, îi dau reperul prin voce. Nu câștigă nimic. Spun așa. Stai, stai, nu. Puteți să-i dați un reper în plus din voce. Acest nu, da? Este un mijloc de informare. Stai. M-a plecat un pic înainte, da? Avem un pic de toleranță, da? La erori și le acceptăm. Este pentru prima oară în viața lui când face asta. Dar ceea ce face Porto aici, în preajma castronului, ultima parte din... Mai au bobis acolo. Unde este? Era. Era, că acum nu mai e. Am văzut-o, ce credeai, că scăpăm? Vreo bobiță? Păi dacă nu o scapă el, noi de ce să o scăpăm? Ia să vedem. Stai. Stai. Nu. A ratat. Stai. Stai. Calm. Hai, gata. Ultima porție. Și așa Porto și-a luat masa, făcând ceea ce îi spunem și fiind pentru prima oară în viața lui în situația de a avea un pic de autocontrol în preajma unei resurse care îl bagă în agitație, da? Acest exercițiu, mai ales pentru un pui ca Porto, un pui de Labrador, este extrem de important, pentru că de calmul lui în preajma anumitor distrageri în mediul înconjurător, când va mai crește, ne vom folosi de acest autocontrol, de perspectiva că stând calm va avea foarte multe de câștigat în N situații. Este, totul începe de aici, de la acest exercițiu cu castronul. Pentru că Porto și-a luat masa într-un mod organizat, ceea ce puteți face și voi cu câinii voștri acasă, acum vom opri ca la acest obiect la care l-am condiționat să primească mâncare și să declanșeze sunetul clickerului, am scos și castronul din peisaj, bineînțeles. Este un reper important pe care nu trebuie să-l mai vadă ca să se reseteze, să iasă din starea specifică de lucru și de anticipare a mâncării. Deci, pentru că el și-a luat masa, acum ne pregătim să-l ducem la toaletă, pentru că în câteva minute va dori să facă și pișu și va face și treaba mare. Normal, trebuie să facă loc în burtică unei alte porții de mâncare, dar mai târziu. Cu acestea fiind spuse, dragi prieteni, nu uitați că orice câine se poate dresa, fie și un cățeluș așa mic, deja a plecat la nevoi, și un cățeluș așa mic, folosiți-vă de instrumentul magic, merge perfect la pui, și totodată organizați-vă și faceți-vă timp pentru puii voștri, câte puțin pe zi, câteva minute, 10-15 minute de-a lungul unei zile, exersând în felul acesta. Mergeți la sigur dacă în preajma mâncării construiți o asemenea organizare și îl învățați diverse lucruri. Primul pas poate să fie să suie cu labele pe ceva ca să declanșeze click-ul. E foarte simplu ce îi ceri, dar el învață foarte mult din asocierea asta. A doua, atunci când vreți să-i dați mâncarea în castron, împărțiți în câteva porții acea mâncărică și învățați-l să fie calm în preajma mâncării. Da? Sunt Cătălin Cornea, nu uitați că ne vedem acolo pe canal, cu subscribe, cu clopoțel. Intrați în secțiunea aceea de comentarii, pentru că acolo dezbatem foarte mult despre ceea ce am vizionat.
și totodată răspundem la toate întrebările care apar în condițiile în care nu ați înțeles ceva din abordările noastre. La revedere! Da!